Fostul președinte al Consiliului Județean Olgenel Copilău a fost purtătorul de mesaj al consilierilor opoziției care s-au opus proiectului ce prevede înființarea postului de administrator public al județului. El a acuzat pe șeful administrației oltene că vrea să aibă cui să-i delege atribuțiile pentru a se ocupa de campania electorală. Dumneavoastră nu aveți competența de a conduce Consiliul Județean dacă mă aveți un administrator public, da? Cu părerea mea. Este un efort financiar de aproape 4 miliarde de lei vechi, lucru cu care noi putem să facem multe alte investiții în județul nostru. Nu se justifică. Asta e pentru clientelismul dumneavoastră politic. Președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, a negat acuzațiile aduse de adversarii politici și a pus necesitatea înființării postului pe nevoia unui specialist care să facă echipă cu directorii instituției și să coordoneze și gestioneze proiectele pe fonduri europene. Așa cum prevede hotărârea de Consiliu pe care am adoptat-o astăzi, s-a înființat postul de administrator public al județului Olt. Credem că este necesar acest post pentru că urmează o perioadă, un exercițiu bugetar european numărul 2, care presupune atragerea de fonduri europene, așa cum am spus-o în repetate rânduri. Proiectul privind înființarea postului de administrator public al județului a trecut la vot. El urmează să fie ocupat prin concurs. Pentru salarizarea viitorului administrator al Oltului s-a propus pentru următorii 4 ani suma de 400.000 de lei.